spunea dinamicul de la profanat cu probleme de matematică la algebră. Așa. Pornim... Da. Cartea Dariu Merlan. O să ne trebuie. Deci suntem la clasa a șaptea, a opta. A opta începem să avem starea de bine, aceea că... Lucrăm, se văd rezultate. Se văd rezultate, doar muncim și este rezultatea cu care acordez anul ăsta. Îmi place. De Viruna știu bine, ea trebuie să fie atentă. Aici e toată porta. Atent, atentă. Ca să nu... Și sigur, să poți răgrea și să zic un și la ce moment. Ca o peste tot. Și când e știință, e neștiință, dar când e atenție... Așa. Le notez acum, da? Și vă rog. Hai, da. O zic, mama, tot 10, e la parcă... Așa. Bine. Deci am trecut la operații cu numere reale. Operații? Cu numere reale. Cu numere reale. Exercițiul 2 de la pagina 35. 2 de la 35. Calculați. Calculați. Minus 1 în 3 și 1 pe 3. Minus 1 pe 3 și 1 pe 3. Da, plus 5 pe 7. 5 pe 6. Tot într-o paranteză. Pe 7, pe 7, da? 7. Da. Plus 11 pe 3. Minus 12 pe 7. În altă paranteză. Proată da, nu, nu, nu. Nu ai făcut ultimele două, frate. Așa, proată paranteză. Rotundă. Atât. Spate proată, stai cam mai departe. Vorbește Miruna, repede. Minus 4 pe 3 plus 5 pe 7 plus... Minus 4 pe 3 plus 5 pe 7. 12 pe 3 minus 10 pe 7. Doi aduci la aceeași numitor. Deci nu are rost paranteza de aici, nu? Normal, da. Ele au fost puse așa ca să ne periem. 3 minus 12 pe 7. Egal. Deci, a treia cu 7, a doua cu 3, a treia cu 7. Deci, viitorul comun. Da. Viitorul comun e 21. Le punem comun. A șaptea, a doua cu 3, iar treia cu 7. Deci, 21. Cu 7, cu 3. 7 cu 3. 7 și 3. Egal cu... Egal cu... Egal cu minus 28. Corect. Minus 28 plus 15. Plus 77, minus 37. Și egal mai departe cu? Da, da. Îl tragi și sub el. Da. Nu găsim. Da. Și este egal. Minus 28 plus 15. Haideți copiilor, ne-am găsit. 3 minus 13. Minus 13 plus 77. 4, 64, 64, minus 36, pe 4, 10, și calcul, egal cu 8, ce mă? Egal cu 64, minus 36, 2, 21, 4, 3. Simplificăm prin 7, 4, 3. 3 în 3 și 1 acolo, cred. 3 în 3 și 1 pe 11. Minus. Paranteză rotundă. 2 în 3 și 3 pe 23. Plus 23 pe 11. Schidem paranteza rotundă. Minus 20 supra 23. Minus acolo. 13 minus 32 supra 11. 33 plus 1. 3 ori 1 pare 33 plus 1. 34 supra 11. Minus 23 ori 23. 23 ori 2 46. 46 ori 3. Plus 3. 49. 49. Supra 83. 23 plus. Minus, când mai pune paranteza? A, nu mai pune, mi-am pus-o. Ei, cu șterge. Cu șterge, bine. Minus 23 plus 11. Minus 23. Da, dacă îmi trebuie, așa, mi-am trebuit, asigur că nu fac
nicio greșeală, da? Da. Da? Și minus 23. 20 pe 23. Și prima 23, a doua... Am pe pământ 23, a doua... A treia cu 11, a patra cu 11. Da, așa că se putea și cum ești asta. Și... Un pic. Și asta, acum aici. De 10, de 10, dacă mă auziți. Și este egal cu prima cu 11, prima cu 23. Prima cu 23, doua cu 11, a treia cu 23 și a patra. A treia cu 23 și a patra cu 11. Și o să fie egal cu 23 ori 34 minus 11 ori 49 minus 23 la pătare minus 11 ori 10, pe 23 ori 11. Eu am făcut acolo. 23 ori 34 dă 782, minus 11, scrie... Nu, mă gândeam așa să vă dacă observ ceva, dar nu. Bine. 23 ori 34 dă 782. Da. 782, da? Da. Minus. Minus 11 ori 4 dă 539. Minus prima oară a doua răsunată. Deci, dacă e egal cu minus 2 radical din 5
supra. Supra radical din 6 ori minus 2 radical din 6 fracție minus 6 radical din 5 radical din 6 fracție radical din 6. Vezi? E mai ușor așa? Da. Radical din 5 cu radical din 5, ia să vedem. Minus... Ia uite, 2 cu 6, ne? Așa, așa. Și 3 aici. Și o să fie? Minus 3 pe... Minus 2 pe 3. Aici am simplificat tot. Da. A rămas minus. Deci 1. Da. Atunci, minusul a rămas, numărul ăla nu minus. Și a fi doar minus 1 ori, ca să nu greșești, nu a fi în capul. Și aici ce a rămas? Un minus 2 pe 3. Uite, minus 2 supra 3. Supra 3, minus 6 împărțit la minus 2 e 3. Mama, lasă să vedem. Eu am împărțit pe 2 pe 6. Deci, ce a rămas? Aici a fost minus 1, minus 1. Noi n-am minus 1, minus 2 pe 3. Ascultați. Da. Deci aici a rămas minus 1 ori minus 2 pe 3. Minus 2 minus pe minus 3, adică. Ia uite, minus 2 pe minus 3. Ori, uite, minus 2 pe minus 3. Da, și e ca 2 pe... Și ia să vedem, minus 1 ori minus 2. Plus 2 pe... Plus 2 pe? Minus 3. Și adică? Îl punem minus 2 pe 3. Minus 2 pe 3. Acum ți-e clar? Uh-huh. Zi-mi dacă ți-e clar. Da. Bun. Exercițiu se întâmplă la exercițiu 5. Așa. La ce pagină? Exercițiu 5 de la pagina 35. Y egal cu 25.
egal din 25/16 și egal cu? Și egal cu 5/4. Și egal cu 5/4. Și Z este egal cu? Și Z este egal cu minus 125/100. Minus radical din 125/100. 25, 5/4. Nu? Ce trebuie? 5/4. Să simplificăm. 5. Da. Egal cu minus radical. Și egal cu minus radical. Minus radical din 5. Nu? Radical din 5/4. Da. Și egal cu minus radical din 5. Și egal cu minus radical din 5. Și ce vreau? Vrea x ori y ori z. Și acum pentru prima. X ori y ori z. X ori y ori z este egal cu 3/5. Ori 5/4. Ori minus radical din 5/2. 5/5 duce. Și egal cu minus 3/5/8. Minus 3/5. Adică e adevărat, dar bun. Acum, y/z/x. Da, bani tu. Auzi, am lucrat y/z? Cum? Z. Hai să nu mai uit acolo, dar cât era z-o? Minus radical din 1,25, care înseamnă minus radical din 125/100, care e tot 1,25. Așa, și aici am împărțit prin 25 și minus 5/4. Și da, domnul profesor, am lucrat y/z, nu? Ia să vedem. Deci a zis-o că radical din 125/100, nu? Da. Și face... Am simplificat din 25, că o văzut cum merge. Corect. Radical din 5/4, care înseamnă radical din 5/2. Da, și cum e în față, da. Corect. Și acum? Suntem la y/z/x, de asta am scris acolo, cred că am stat uitat cu domnul profesor. Da, y/z/x. Aici așa am lucrat, acolo ce trebuie să aflăm, aici y/z/x e ca domnul. Y, adică trebuie să vorbești. Y, Z. Așa, Y ori Z din 5/4 minus radical din 3/2. Deci 5/4. Minus radical din 3/2. Totul supra 5/4. Totul supra 5/4. 3/5. X-ul cât este? 3/5. Supra 3/5. 3/5. Și egal cu? Egal cu 5/4 ori minus radical din 3/2 ori... Adică cât 5 face? 2. Plus cu minus face minus, nu? Dar direct eu vreau să simplific. Așa, da, că se poate face ceva simplificat, se poate face ceva simplificat. Nu, se poate face ceva simplificat. Și atunci face minus 5 radical din 3 ani. Minus 5 radical din 3/8. Și totul supra 3/5. Și dau mai departe cu? Cu minus 3/8 ori 5/3. Deci vine minus 5 radical din 3 totul supra 8 și ori? Ori 5/3. Corect. Facem. Minus 25 radical din 3. Minus 25 radical din 3. 2/24. Supra 24. Deci asta este răspunsul. X, Y, sau Y, Z, pe X, nu? Asta am avut de făcut. Este egal cu minus 25 radical din 3. Totul supra 24. Și X, Y, Z am avut. X ori Y ori Z ne-a dat X ori Y cu minus 3 radical din 5/8. Minus 3 radical din 5/8, da. Minus 3 radical din 5/8. Totul supra 8. Acum să facem da. Zx pe Y. Deci zicem Zx supra Y. Minunat, dar mai departe, cum? Zx supra Y egal cu minus radical din 5/2 ori... Deci egal cu minus radical din 5/2 ori... Minus radical din 5 totul pe 2. Ori 3/5. Ori 3/5. Supra Y cu 5/4. Și am spus, scriem, minus 3 radical din 5/10. Minus 3 radical din 5/10. Minus 3 radical din 5 totul pe 10. Ori 4/5. Supra 5/4, altfel spus, cu scuie ori?
4 pe 5. Înmulțim cu inversa, cu 4 pe... 10 pe 4 pe 5, 2, 2, 5 și o să fie egal cu minus 6 la 4 pe 5, supra 25. Minus 6 la 4 pe 5, totul pe 25. Minus 6 pe 4 pe 5, totul pe 25. Să punem și rezultat acolo. Deci minus... 6 la 4 pe 5. Totul pe 25. Și mai avem x, y, supra 10. Egal cu? Egal cu, facem acolo de dată. X, y, totul supra z. Păi x am zis că e 3 pe 5. Deci x, y, totul supra z. Egal cu? 3 pe 5. 3 pe 5. Hai, hai. Ori 3 pe 5, ori 5 pe 4. Ori 5 supra 4. Adică o să fie 3 pe 4. O să facem, da? Da. Totul supra minus radical din 5 pe 2. Și egal cu 3 pe 4, ori... Deci 3 pe 4. Ori minus 2 radical din 5. Minus 2 supra radical din 5. Înmulțim cu minus 2 supra radical din 5. Și o să fie egal cu minus 3 supra radical din 5. Și face minus 3. Minus 3 supra 2 radical din 5. Minus 2 supra 5. Și la ce mai zicem, adică ne place să așa mai zicem. Minus 6 radical din 5 supra... De ce minus 6? Mai cu radical din 5. Atât. Am mai cu radical. Păi da, mai are 100. Minus radical din 3 radical. Minus 3 radical din 5 supra... 10. 10. Și asta, asta e forma finală. Minus 3 radical din 5 supra 10. Iată că am reușit să... Acum tot ăla, domnul meu, trebuie să-i calculăm, dar pentru alt x, alt x, alt y, alt z. Deci alt triplet. Da. Să vedem... Lăsăm, ștergem. Atunci... Mă lăsăm, da. Ștergem x, y, z, acolo. Da, așa, să ștergi și chiar tot asta o să calculăm. Da, dar pentru un alt triplet, x, y și z. Corect. Aici e ce urmări? Operații cu puteri, exact. Operații cu numere raționale, la realizări, fracții, operații cu fracții, deși asta e toată. Fracția și vorbim cimineră. Păi, probabil cât va veni, dacă... V-am întors și cu Andrei, a spus că vă salut. Da, păi să vină și la domnul, dar ce fac? Și la Andrei l-a zis că vrea să vină. Nu, asta o dată, dar acum și-a zis Margarita. Ah, mă pot zis cu ea să vedem. Să vedem. E. Deci punctul E. X egal cu radical din 5. Y este egal cu minus 3 radical din 5. Și Z este egal cu minus radical din 5. Z este egal cu minus radical din 5. Și te calculăm aceleași fix. Adi, deci fix, sau mi-e rămâna, fix, y, radical, egal. Fix, ori, y, x, ori, y, ori, z, calcul radical din 5, ori minus 3, radical din 5, ori... Cât e z, radical din 5? Ori, minus radical din 5. Și radical din 5. El să fie egal cu 3, radical din 5. Cu 3? Că e urma. Înmulțit. Păi da, radical din 5, radical din 5, 5. 1 minus 1, ori minus 3, ori... Înmulțit, ori... Radical din 5, ori radical din 5. Da, radical din 5, minus 15, radical din 5. 15, radical din 5. Plus 15. Da, da. Că minus cu minus, plus, da. Deci 15, radical din 5. Apoi, y, z, supra x, a, egal cu... Egal cu minus 3 radical din 5 ori minus radical din 5. Da. Supra radical din 5. Da. Asta egal cu minus, de fapt, e... Să mai simplificăm și noi ceva. Da, radical din 5 supra radical din 5. Și o să fie 3 radical din 5. Da, 3 radical din 5. Ai văzut dacă ai simplificat cele de-a mea? Apoi zx supra y, zx totul supra y, egal cu? Egal cu minus radical din 5, da. Ori radical din 5, supra minus 3 radical din 5, radical din 5, supra radical din 5, supra 3.
Minus. Și final. Este egal cu 15 minus 3 și calculare egal cu 15. Egal cu radical 15 pe 3, da? Da? Și în sfârșit? X, Y, scade. X, Y, supra, egal cu... Da, din... Așa, radical din 5 ori minus 3 radical din 5, supra minus radical din 5, simplificăm radical din 5 cu radical din 5, ca să fie minus 3, ba nu, de fapt, să spun 3 radical din 5. 3 radical din 5, da, sigur. Alt replay. Alt replay, da. Unu și gata. Deci, x, y și z ne schimbăm, exact. Ce sunt? Care sunt valorile? E F acum, domnule, să punem F. Punctul e, da. Da. X egal cu minus radical din 3. Da. Y este egal cu minus 2 supraradical din 3. Și Z este egal cu 1 supraradical din 3. 1 supraradical din 3. Și o să le calculăm. Acolo, ca pentru. Cine începe în Veruna? Veruna, da. Da. X ori de cos Z. Egal cu. X ori de cos Z. Da, da, să vedem cu cos Z, cred. Da. Așa. Da. Minus radical din 3 ori minus 2 radical din 3 ori 1 supraradical din 3. Minus 2 supraradical din 3. Da, așa vedeți. Minus 2 supraradical din 3. Da, am înțeles și atunci. Minus 2 supraradical din 3. Da. Ori 1 supraradical din 3. Corect. Și egal cu? Și noi cu minus radical din 3 cu radical din 3 și tu. Să avem egal cu... Minus radical din 3 cu radical din 3. Așa. Să avem egal cu 2 pre radical din 3. 2 pre radical, minus cum ne face cu 2 pre radical din 3. Radical, da. Face? Și face 2 radical din 3 pe 3. Supra 3. Corect. Y, Z, supra X. Y, Z, supra X, egal cu A. Așa, mai întâi eu vreau să raționalizez Y, adică minus 2 radical din 3 pe 3. Deci tu vrei să raționalizezi minus 2 radical din 3 pe 3. Ori radical din 3 pe 3. Ori radical din 3 pe 3. Supra, ori minus radical din 3. Minus radical din 3, așa este, da? Da, da. Egal cu? Egal cu minus, minus, și minus 6 pe 3. Minus 6 pe? Da, minus 6 pe 9. Pe 9, atenție. Așa. Totul supra? Minus 6 pe 9 supra minus 0 pe 3. Da. Care egal cu minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Totul supra minus 0 pe 3. Care e egal cu minus 1 pe 3, ori 1 pe radical din 3. Ori 1, ori minus 1 pe radical din 3. Și egal cu minus 1 pe 3, ori radical din 3 pe 3. Deci face minus 1 pe 3, ori minus radical din 3 pe 3. Da, și egal cu minus radical din 3 pe 9. Minus cu minus, la mulțime. Avem minus, o radical din 3 pe 9. Radical din 3 pe 9. Miruna. Z, X, Y. Z, X, supra, Y, egal cu? Z, 1 supra, Y. Da, puteți să-ți 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 puteți. Ori Y cu C, da. Și a raționalizat el. El a raționalizat. Dar tot corect a lucrat. Deci Y cu Z-ul nu l-a lăsat așa pe Y, ci a zis minus 2 pe... minus 2 radical din 3 pe 3 cu raționalizare. Z-ul este radical din 3 pe 3. Da. Și supra X care e minus radical din 3. Și atunci lucrează aici și face minus 6. Acolo împărțit la 3. Nu e minus 2 pe 3? Dacă împărțit la 3, minus 6 pe 9? Minus 6 pe 9 și face minus... Perfect. Minus 2 pe 3 ani. Aici am fost de atenți. Da. Corect. Și ar trebui minus 2 pe 3 aici. Da. Deci minus 2 pe 3 și face 2 radical din 3 pe 9. Așa,
Sigur că da. Da, și da, asta am găsit eu. Am urmărit. ZX supra Y, să vedem. ZX supra Y. Lăsăm așa și vezi că da. Poate să curăm cu greșeală. ZX. E 1 pe ra egal din 3, ori minus ra egal din 3, supra minus 2 ra egal din 3. Și egal cu... Minus 2 supra radical din... Nu, supra radical din 3. Minus 2 supra radical din 3. Și egal cu minus 1, ori radical din 3 supra minus 2, și egal cu minus 3, egal cu radical din 3 pe 2. Și egal cu radical din 3 pe 2. Deci, vă spun, uneori este important să-i mai lucrezi, dar tu lase așa. Merge mai repede. Că merge mai repede, îți mai simplific acolo, că jocul cu radical din 3, cum e lăsat acolo. Deci, uneori e poate rar, alteori nu. Poftim la și x, y supra z, albii. Minus radical din 3 ori minus 2 supra radical din 3. Ori minus 2 la radical din 3, da. Totul supra 1 pe radical din 3. 1 pe radical din 3, da. Și egal cu minus 2 radical din 3 pe 3, pe, nu, 2 radical din 3 supra radical din 3. Da. Dar de ce nu se tipici ca să mă iasă de exact. Da, și face 2. Pur și simplu. 2. Da, 2 supra, 1 supra radical din 3. Care înseamnă? Egal cu 2 ori radical din 3. Da. A, adică 2 radical din 3. Da, 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 e terminat. Și următorul exercițiu. Da. Deci aici, nu. A fost singur, dacă să recunoaște. Nu, n-a fost dificultate. Nimic nou? Niște calcule, pur și simplu, se simplificează lucrurile la îndemână. Asta a fost exercițiul care? Acum trecem la exercițiul de pe pagina aceea care îl vedeți, 6. A fost 5, da. Să facem și pe 6, după aceea putem întrebi mai complicat. Mai dificil. Trebuie prea simplu. Deci, în greșit, până la exact, deci mai interesant, da? Dacă vă și bine. Am salut la tema asta, nu? Da, da, da. Altfel, nu făceam așa ușurele. Am. Cum i-ați învățat când îți trecea până la ușor? Da, da. Este important că știi, că știi că mă încredere. Știți? De ce ați fi ghiți când la pusi grada? Să începem să câștigăm încredere și să facem crește creștere de siguranță. Exercițiul 6 de la pagina 36. 6 de la 36. 6 de la 36. Efectuat. Ies. Cum tu ies? Minus radical din 5. Minus radical din 5 ori, paranteză rotundă. Radical din 5 minus 2 radical din 11 plus 3. Plus 3. Plus 3 e tot în paranteză. Așa. Da. Egal cu? Miruna. Hai. Minus radical din 5. Minus radical din 5 pe lângă... ce putem să facem? Băgăm... Utilitate face. Deodată. Deci de cutilitate, că altceva nu e făcut. Da. Minus egal cu 5, egal cu 5, minus 5. Da. Plus minus 2 egal cu 55. Plus 2 egal cu 55. Da. Minus 3 egal cu 5. Minus 3 egal cu 5. Așa rămâne. Așa rămâne, mai așa. Da. Gând. 2 egal cu 3, plus 3 egal cu 2. Minus 5 radical din 7 pe 6. 5 radical, atât de-a. Nu, adu. 5 radical din 7. 6 pe 6. 5 radical din 7 pe 6. 7 pe 6. 6. Totul înmulțit cu minus 12 radical din 5. Minus 12 radical din 5. Punem o paranteză, da. Paranteză, paranteză. Da.
Mulțumim aici. Și egal cu AD. Minus egal cu 8 radical din 3 pe 6. De ce 8 radical din 3 pe 6? La numitor e 11 radical din 3 pe 6. Ca duce la acela numitor. Tu vrei să faci asta? Da. Dar să știi că se poate distributivitatea făcută deodată. Adică ăsta, ori ăsta, ori ăsta, ori ăsta, și ăsta, ori ăsta. Atunci, în același numitor, nu-i treabă, consumă timp. Da, îl vedeți pe 6 și că îl timp este acolo cu 12 din asta, la, și al vinului mai comun. Da. Hai să fac așa. Facem așa. Deci, vine categorată 12. 12 radical din 3 plus ăsta 18 radical din 2 minus 5 radical de 7 tot supra 6. Înmulțim cu 2, cu minus 12. Înmulțim cu minus 12, radical din 3. Din 5. Din 5. Din 5, așa. Da. Și egal cu 6 cu 13 se simplifică și egal cu 12, radical din 3, plus 18, radical din 2, 5, radical din 7. Minus 5, radical din 7. Da, minus 2 radical din 7, ori 2 radical din 5. Ori minus 2 radical din 5. Și acum tot asta vreți să faci. Tot distributiv, dar nu ai cum. Trebuie să faci. Trebuie să faci. Și 12 ori minus 2 minus 24 radical din 15. Radical din 15. Minus 18 ori 2 cu 36. 36 așa. Radical. 36 radical din 10. Da. Și plus minus, minus 10 plus 10 radical din 35. Din 35, da. Atât. Rămâne așa, nu mai sunt radicale asemenea, n-am ce face. Și H. Paranteză rotundă. Radical din 2 supra radical din 3. Radical din 2 supra radical din 3. Minus 3 radical din 5 supra radical din 6. Înmulțit cu minus 5 radical din 18. Înmulțit cu? Minus 5 radical din 18. Îți închid o paranteză acolo după primii doi termeni. Așa. Așa. Înmulțit cu minus 5 radical din 18. Spune o paranteză obligatorie. Minus 5 radical din 18, da. Egal cu A din numărul național. Minus 5 radical din 2 pe radical din 54. Înmulțești sau ce faci? Da. Minus 5 radical din? Din 2. Minus 5 radical din 2. Din 2 din ce? Minus 5 radical din 2 ori 18. Așa. Sub radical, da? Da. Deci vine minus 5 radical din 2 ori 18 faci 36, nu? Corect. Pe radical din 3. E un da? Da, eu am scris greșelica aici de aia. Aha. Așa. Deci minus 5 radical din 3, 6 pe radical din 3. 36 pe radical din 3. Da. Plus. Plus 3, 15 radical din 5, 30, 80, 15 radical din 80, supra radical din 6 încolo, supra radical din 6. Da, da. E cam 90, cred că domnul profesor. 5 ori 18 din 90. 5 ori, da, 5 ori 8, 40, da? 90, cred că. 90. 90. Și egal mai departe cu? Și egal mai departe cu avem radical din 6 și radical din 3, amplifică prima cu radical din 2. Vrei să aducem aceeași jumătate, cu radical din 2, deci mai egal cu? Și avem pe tot pe radical din 6. Da. Adică să avem minus 5 radical din 3, 6 ori 2, cum fi, adică 12... La 3, 6, 6, mai greu. 3, 6, 6, mamă, că iesă. Da. 5 ori 6, 3, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 15 radical din 90. Da, 90, 90. Da. Și sunt 3 în față. Da. 3 radical din 10. Și cu 15 să ține tot locul. Da, și 15, 45, da. 45 radical din 10, supra radical din 6.
Și la mai departe, mai finisem calculul. 45. Dăm faptul comun pe radical din 2. Perfect. Deci vine radical. Dacă e chiar mai mult, o problemă. Chiar mai mult. Ce în 34 și trebuie să dăm un 15 măcar. 15 radical din 2 pe lângă. Deci vă spune 15 radical din 2 pe lângă. Minus 2. Corect. Plus. Plus 3. 3. Plus 3 radical din 5. 3 radical din 5. Super, radical din 6. Radical din 2 pe radical din 6 și radical din 2. 2 ori radical din 5, da? Ca să se vadă. Da. Care înseamnă radical din 2 pe radical din 12. Și amplificăm radical din 3 pe fracția. Și va face egal mai departe. 15 radical din 3 pe lângă minus 2 plus 3. 15 radical din ce? Din 2. Dar nu, dar l-am simplificat. 15 pe lângă. 15 pe lângă. Minus 2. Ea spune că raționalizezi, și atunci dacă raționalizezi, ești 15 radical din 3. Aia e și profesor. Da. 15 radical din 3 pe lângă. Pe lângă minus 2. Hai să spunem 3 radical din 5. Totul supra 3. Supra 3. Și egal cu 5 radical din 3. Pe lângă minus 2 cu 3 radical din 5. 5 radical din 3 pe lângă 3 radical din 5. Minus 2. Și asta este calculul. Da, corect. Da. Altă... Am terminat, iar ce era acolo crucigramă. Da, tu cumva niște chestii mai frumoase. Da, mai frumoase. Frumoas. Mai avem ceva? Sunt așa trezi de stele acolo? Da, cred că la două stele, dar cum mai duc eu. Așa. La două stele, cum e multe? Luăm, așa, și trecem și la 3, și dacă se face la 3, pe urmă, la... Calculați. Exercițiul 3 este la pagina 39. Deci 33... De la pagina 39. 39. Calculați. Da. Radical din... Radical din 3 la 2 plus 4 la 2. 3 la 2 plus 4 la 2. Așa, așa. Plus. Radical din 7 la 2 plus 15 la 2. Plus. Radical din 5 la 2 plus 12 la 2. Plus. 12 la 2. 12 la 2. Din 9 plus 16, radical din 25. Adică 5. Plus, da, da, na. Plus 49 plus 15, 15, 205. 205 plus 49 e 205. Da, da, da. Nu poți să știi ca așa mine, care are din. Nu mă negăriți și ala asta. Nu, eu mă gândeam să scoată un modul. Modul, dar modulul nu are rost, băi totul a pătrat. Da. Și e pozitiv de așa, e și calculul în sine. Da, să-mi spun nu vin, m-am da? Da. Bun. Deci 3 la 2 plus 4 la 2. 78 e 49 și 15 la 2 e 225. Dar și 225 plus 49, adică dă 14, 274. 274 sau 289? 27. Pe 5 plus 9? 14, da. Deci cât am avut 225 plus 49, 4, 7, 274. Cred că nu e împătrat perfect. O să hai să extragem. Hai să, cu ocazia asta, vedem și lucrul ăsta. Că știm ce extragem, da? Da. 274. Punem 1. 1 ori 1. 1 ori 1. Punem 179 în jos. 74, da? 174, da, 174. Punem 2. 2. Ori cât? Așa, ce? 2, 25. 6, 26, 6? Ia să vedem, 26 ori 6. Sper că e mai mult chiar. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6. Depășește. 6, 6, da. 6 ori 6, 136. 6 ori 2, 12. 136. 136.
10 minus 6. Cum ai zis 36? De ce? 6 ori 6, 36. 6 ori 10, de 15. Da. Asta e. 174 minus 156 e 8. 18. Din păcate, nu e un radical perfect. O 6 merge, se pune o cală. Atunci e greșit de legi. Nu, am verificat, așa e exercițiul. Mirna, știi ce facem cu înțelepte? Încercăm să le supunem pe 274, ca să apare ca un produs de factori și să facem un factor comun. Și este în acopadie, este ceva în afară. Sigur că da. Deci 274, ne supunem. 2. Merge prin 2. 2 în 2 dată, 2 în 7 în 3 ori. 7. 137, cred că este numărul prim, dar nu putem să ne pronunțăm chiar de prima. Da. Și atunci încercăm prin 2 în 2 în 1. La 11? La 8. La 7 în 2. La 7 în 2. Hai să vedem prin 7. 3 în, 7 în 13 o dată. Și ne rămâne cât... 67. 67. 11. 11. Nu merge. 17 dacă mai merge, nu? Nu. Când ne oprim. Asta e. Ne oprim atunci. Nu merge la niciun. 11-21. Deci ne oprim atunci când cât un împărțit e mai mic decât împărțitorul. Aha. Deci noi încercăm pe 11 și nu merge 11, 11, dar plus 21. Da? Și de acum, dacă încercăm pe 13, va da mai puțin decât 11, nu? Da. Și când dă mai puțin câtul învățirii decât așa, ne oprim. Ne oprim. În concluzie... Ăsta rămâne așa. Așa rămâne. Da. Așadar vă spun că egal cu 5 plus radical din... 274 plus... Nu știu să le următor. 5 plus 144, 164, 164, 164, 13. 13. Și ăsta trebuia să fie totul, dar e greșeală a unor. Deci, hai să vedem dacă îl separăm noi, îl ghicim. Dacă ar fi fost... 269. 269. 69 sau 269. Ia vedeți, 17 ori la pătrat. 17. Deci făceam și eu 289. Da. 289 plus 225. 15. Aaaa. 4. 1. Și 514. 514. Nu mai pierdem timp. Nu mai pierdem timp. Eu nu trebuie ca la lui acolo. 49 plus 25. 49 plus 25 a fost numai 5 la pătrat. Ia să vezi. 74, tot. Nici. Nu. Lăsăm așa. Dar din timpul... Exact. Și dacă 18 plus radical din 20... Nu câștigăm nimic. Da, și egal cu 18 plus... 18 plus 74. Așa. Următorul. Da. 2 radical din 3 totul la a doua. 3 radical din 3 totul la a doua. 3. Minus radical din 6 la a doua. 6. La a doua cu radical, nu? Așa. Radical de 6 la a doua. Poate era greșit așa. Cum? Era greșit așa? Da, dacă zbim așa, sau cum a zis așa la a doua. Da, da, da. Acolo de 3 și 6. Acolo de... Da. 6 și 6. Nu, acolo prima dată dădea, acolo radical de 6, paranteză, de modul din 6. Ai și câte modul din 6. Da, nu trebuie scris modul din 6, așa mi-a zis de la profesor, așa că tot timpul de 6. Dar aritica un radical la o putere înseamnă aritica partea de sub radical la acea putere. Da. Deci ori zic radical din 6 la a doua, ori radical din 6 la a doua, este același lucru. Aici trebuie să spun modul, da, modul din 6. Aici, nu acolo. Nu acolo. Acolo e treaba lui. Cine o dat așa, dacă dădea minus radical din minus 6 și totul la pătrat, era o prostie. Pentru că radical din minus 6 nu există. Exact. Mm-hmm. Radical negativ, așa că... Da? De aici sunt modul.
Deci în radical din x pătrat e cap prin modul x. Da? Dar dacă e radical din x, totul la 2a, rămâne x, când dacă cel care a scris acolo radical din x, totul la 2 și a fost x e negativ, e povestea lui. Ai înțeles? Bun. Da. Deci ce îi face cu x? Deci acolo ce lăsăm până la urmă, domnul profesor, e minus radical din 6 la 2. Da. Dar acum să alegeți. Radical din 6 la 2, cum a dat autorul ca să... Să fim în... Tot cu ce face el acolo. Radical din 6 la 2. Așa. Plus. Radical din minus 5 la 2. Minus 5. La 2 ar fi radical la 2. Totul la 2 ar fi. Totul minus. Așa. La 2. Da. Minus. Minus 2, minus 2, la 3, minus 2 la 3, așa, ori radical din minus 12 la a doua. Minus 12 la a doua. Îmi puneți o paranteză. Așa, mi-a spus că n-aș fi fost corectat. Da, și tot un minus la a doua. Dacă nu puneam așa în paranteză, era o trăsnaie. Exact. Pentru că nu avea rost. Cum radical negativ, numai negativ, dacă m-a pus totul la a doua? Fac la a doua, sau ies în modul aici obligatoriu. Da. Și modul e minus 12. E de aici. Altfel, minus 12 la a doua face 144 și ar face 12. Corect. Deci... Haide, egal cu 36 minus modul din 6. Cu 36. Păi totul a fost rău. Adică face 4. 4. 9, 36. 4-3. 4-3, la 4-3, la pătrat din 3, nu-i nou. Când dispare radicalul, și nu-i 3, da? 4-3, 12-15. 12-15, ești modul din 6. Adică 6-15. Da? Plus 25. Adică radical din 25. Adică 5. 5. Plus... Așa. Altfel, aici merge neapărat ideea modul din minus 5. Știi dacă este situația asta? De aici scoți modul. De aici și în modul ca să nu greșim. Minus. Nu, am zis plus direct. E plus, plus direct, da. Plus, da, cât? Hai, Săratul ne-a de face ceva. Dima 8. 8, stai, se gândește acasă. 8. Oare eu... Oare cum modul vreau să scot? Așa. Ca să fim în bine. 12. Modul din minus 12. Egal. 12 minus 6. Minus 6. Minus 6? Deci minus 6, 6. Nu mai zi în continuare. Du-te până la capăt, 12 minus 6. Ai vrut să spui de direct. Da, spune cu tine. Deci da. Înseamnă 6. 6 plus 5 plus 8 ori minus 12, adică... 8 ori? 8 ori? E modul din 12 acolo. Modul din minus 12. Din minus 12. A, 12. Păi 12, modul până la urmă stic, nu se lasă așa. Tocmai să te rog să modul. Ori 12 și face egal cu 11, nu mai. Plus? Da, nu, mai am făcut direct 12 care 96. Plus 96, da? Da. 5 plus 96... 107. 107. Terminat aici. Următorul. 15 radical din 80. 15 radical din 80. Împărțirea 3 radical din 5. 3 radical din 5. Plus 6 radical din 188. Plus 6 radical din 288. Împărțirea minus 2 radical din 2. Părțirea minus 2 radical din 2. Da, da, da. Minus 21 radical din 338. Minus 21 radical din 338. 38. Împărțit la minus 7 radical din 2. Împărțit la minus 7 radical din 2. Da. Minus 7 radical din 2. Și egal. Cinci radical din 16, adică 5 ori 4. 5. Radical din 16. Așa vine cu 10 împărți la 5. Adică 5 ori 4. 16 și facem 5 ori 4. Plus. 5 ori 4 plus
minus 3. Ai făcut înflația minus 3 la 3. Ori 288 împărțit la 2, 844, ori 12. Așa. Minus 3, 18. A, nu urmărești, da? Da. 6 împărțit la minus 2 face minus 3. 2. Și radical la radical face 144. Plus 3. Plus 3. 3. 3. E unde 3? 29 împărțit la 7. Da. 3. Ori 338 împărțit la 2. Da. Păi e 169, plus 3 ori 13. 3 ori 13, plus 20 plus 3, 23. Nu, 3 plus 3, 23. 23 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 plus 3, 23.
ori plus 1 minus radical din 2 totul la a doua plus 2 radical din 2. Hai. Ok. E 10 plus 3 radical din 10. Bun. 10 plus 3 de soare. A doua da, da. Faci. Da, ia mai de un pic, poate să arată așa. A minus B, da, plus B. Păi A la B. E. Cum A la B? Bă, nu, A la... A doua? A la doua plus B la doua. Hai să facem așa. Deci A minus B pe lângă A plus B, să ne aminte formula. Înseamnă, desfărăt mulțești pe A cu A la 2 și vine A la A doua. Hai, vorbește. Egal cu A la a doua plus AB plus minus AB da. Plus de la da, da. Minus B la a doua. Da. Și se duce și iată de mâine apăsat din ce vorbim. Asta e formula. Să vedem de nou. A minus B de A plus B. Nu? Este egal cu A la a doua minus B la a doua. Așadar, vor zice 10. 10 minus 9. 9, da. Plus, plus acolo avem aceeași formulă, nu? Da. Hai nu trebuie să avem de 25 ori 3. Hai, atunci. 25 ori 3 face. E asta la pătrat minus asta la pătrat. Da, 75. 25 ori 3, 75 minus 75 minus 4 plus, plus 1. Atenție, acolo e binom, da? Da. 1 minus de 2 ori. De 2 ori prima parte. 2 de radical din 2. 2 de radical din 2 plus 2. 2 plus 2 de radical din 2. Și egal cu 2 radical din 2. Se simplifică. Și egal cu 1 aici. 76. Deci face 76. Cât? 16. 71 plus 2, 72. Deci 71 plus 2, 74, nu? 71 73. 73. 73. Și cu 2 de acolo? 73 și cu 2, 75. Asta aș putea să plus, da? 74 am face. Da. E bine? Da, da, da. Da, da, da. Mergem... Facem acum, creștem dificultatea. Da, 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 da. I-am... Ne-am menit niște formule, poate și binomul și toate astea, deci da. A plus B totul la 2, hai să scrie și pe ăsta, A plus B totul la 2. Deci A plus B totul la 2, plus sau minus, egal cu A pe A, plus sau minus 2 la B, plus de pătrat. Deci știm, aceste formule s-ar putea să ne fie de mare folos în exercițiile următoare. Deci,
7 ani las. Da. Da. Așa. A ce mă fac eu pentru voi să învățăm? Doamne, nu-i copii. Ce faci? A vrut să vrească ajute azi? Da, el... Nu vrea să vrească. Nu te... Implici. Exercițiu 34. Exercițiu 34 de la pagina 39. Fie numărul amic egal cu. Fie amic egal cu. Radical din 1 plus radical din 5 totul la a doua. 1 plus radical. Radical din 5 totul la a doua. Da, sub radical numai. 1 plus radical din 5 totul la a doua. Totul la a doua, nu, tot numai 5 sub radical. A. Așa. Era dificil oare? Era greșit? S-a acolo spate cu modul, nu? Nu, dacă era așa la a doua. Nu, oricum nu mai trebuie așa, dar era o formulă chestie cu A plus C, parcă aia, A plus C supra... Nu e așa. Numai când radicalul compus și atunci, fără să fie la a doua nimic. Deci dacă ar fi fost așa, radical din 2 plus radical din Neron A, atunci ne gândim la formula aceea. Ăsta e A și ăsta e B. Și formula este radical din A plus minus radical din B. Dar cu radical din A plus C pe 2 plus minus radical din A minus C pe 2 unde C egal cu radical din A pătrat minus B. Am și demonstrat pentru radicalul ăsta. Așa. Dar cum ai la a doua acolo? Acolo totul la a doua și întrebarea că mea era așa. Eu n-am înțeles și am pus... Nu, nu era corelat. Deci, întrebarea era, dacă puneam așa, era greșit, față de varianta în care pun așa. În situația asta, amândouă erau la fel. Amândouă erau la fel, pentru că sunt pozitiv. E pozitiv aici. 2 plus radicat din 3 e deja un număr pozitiv. Dar dacă era minus? Dacă era 1 minus radicat din 5, nu era. Atunci a fost o problemă greșită. Exact, da. Deci nu trebuie să facă aici. Deci, 2 radical din 2 plus radical din 3 la pătrat. Nu, e... Da. E... La amic, egal cu. Nu sunteți acolo, să vă sus. Aici. Acolo sunteți, da. Așa. Așa, plus. Radical din 5 minus 1 totul la a doua. Plus radical. Radical din 5, minus 1 în afara radicalului. Aha. Radical din 5 minus 1. La a doua. Totul la a doua. Totul la. Plus. Radical din 5, minus radical din 3, minus radical din 3, pe lângă radical din 5 plus radical din 3, minus 3 minus radical din 5, totul la 2. Totul la 2. Deci asta este amic. Determinați numerele B, C, și numărul natural D, știind că... Determinați numerele aici. Între aici. Un pic. Determinați numerele între aici. B, C și numărul natural D. B, C din S. Da. Și D din N. D din virgulă. D aparține numărul natural D. Știind că... A mic este egal cu B plus C radical din D. B plus C radical din D. Plus C radical din D. Din D. Așa. Să mai citim o dată exercițiul. Deci a arată într-o formă. Da. E trebuie finalizat. Trebuie da. Finisat, trebuie lucrat. Da. Să ne închipuim la Pesipia. Venim și locuim aici. Au. Da. El, să sperăm că arată de forma. Eu 3 am plus, da, da. 3 plus 2 radical din 7. Așa, dacă să zic, din chipul eu. Da. Visați. Visați la chestia asta. Egal cu B plus C radical din B. Iar egalitatea asta, știi că B-ul și C-ul sunt din Z,
Eu o să fiu 2 și obligatoriu. Și 7. Deci B-ul va fi 3, C-ul va fi 2 și D-ul va fi 7. Așa aș bănui să fie treaba asta. Ar putea să fie și 3 minus 2 la data. Sigur, da. Deci am de libertate să mă duc în 0. Da, ca să pot să am. O să vedem cum apare. Să vedem. Ne apucăm de treabă. Hai, Adi. Dar era rândul meu. E rândul tău. Hai, gata, asta e rândul tău. Dar trebuie să ștergi și exemplul ăla cu Adi, care mi-i încurcă. Așa. Bun. A egal cu 2 din 1 plus A egal din 5, adică 1 plus A egal din 5. Deci, calculăm. 1 plus A egal din 5. Deci, A plus A egal din 5. Hai eu? Da, de ce? Am întrebat. De ce nu am întrebat? Ce? Pentru că e la pătrat. Ce e număr pozitiv? Nu ești mătur, n-am niciun răst. Măturul... Hai, cu aici e modul de radical din 5 minus 1. Aici este? Modul de radical din 5 minus 1. Stai, nu. Radical din 5 minus 1 tot la 2. Ăsta A minus B, tot la 2. Și e că? Că nu e radicalul din ceva la pătrat, ci este din nou. Sunt doi termeni. Tot la 2. După formula A plus B, tot la 2. Și face cât minuna? Deci plus... Primul loc la pătrat. Da, plus... Să simt paranteză. Da. 5 minus 2 egal din 5 plus 1. 2 egal din 5 plus 1. Fiecare de 7. Stop, că am înțeles. Păi de ce e așa? 5, ai egal din 5 la 2. Deci primul loc la pătrat. Plus da. 2 ori prima parte. Minus de 2 ori prima parte. Da, minus de 2 ori prima parte la 2. Da. Corect. Plus mai departe. Plus 5 minus 3. De ce 5 minus 3? Că e aia de sus. A minus B, că a plus B. A minus B, a plus B. Și face la 2 minus B la 2, adică locul 1 la pătrat face 5. Minus locul 2 la pătrat, minus 3. Minus, deschid paranteză. Da. 9, minus 6 la egal din 5. 9. Minus 6 la egal din 5. Deci 6, adică de 2 ori. Prima parte la 2. Deci 6, radical din 5. Plus 5. Și egal cu 1 plus la egal din 5. Deci 1 plus radical din 5, corect. 1 plus radical din 5, plus 6. Plus 6. Minus 2 radical din 5. Da. Plus 2, minus 9. Plus 2, minus 9. Plus 6 radical din 5. Minunat. 9 și 5, 14. Minus 14. Da. Minus 14. Plus 6 radical din 5. Plus 6 radical din 5. Și egal cu? Și egal cu 5 radical din 5. De ce 5 radical de 5? Că avem 3.